Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 29 iunie, ai o intuiție fină și ești capabilă să prezici acțiunile și reacțiile altora, ești înzestrată cu ambiții mari, poți vedea cu claritate scopul și drumul pentru succes, dar în același timp ești prietenoasă și incredibil de sensibilă la starea de spirit care se manifestă în jurul tău, în afaceri. Înțelegi rapid ceea ce vrea publicul și ce trebuie făcut pentru a-i oferi. În încercarea de a evita disputele și necazurile prin toate mijlocele, știi cum să te asiguri că ceilalți sunt de acord cu planurile și ideile tale. Ești plină de fantezie, iar scopul vieții tale poate fi transformarea unei vise în realitate. Ai abilitatea unică de a găsi aplicații practice ale iluziilor tale și de a implica pe alții în acest proces. Captezi în mod sensibil dorințele altora, iar de la tine, ca de la Moș Crăciun, cu siguranță așteaptă un miracol. În acest sens, ești un gestionar responsabil al miracolelor ordonate și a visătorilor naivi care trăiesc în nori. Din fericire, ai anumite capacități financiare pentru a construi castele în aer, demonstrezi o cunoaștere profundă a subiectului în care ești angajată, totuși, Datorită versiunii tale evidente față de vocabularul excesiv, uneori ți este dificil să explici planurile și metodele de implementare ale acestora. Cu toate acestea, rezultatele muncii tale sunt întotdeauna impresionante, iar ușurința cu care acestea se realizează, explică parțial faptul că ești uneori numită vrăjitoare, printre altele, fiind o căutătoare a adevărului, recunoști minciuna, ești greu de înșelat. Tu crezi cu tărie că scopurile pe care le servești te vor ajuta să ridici vălul ce acoperă în realitatea sau cel puțin acesta să devină criteriul purității și onestității. Semnul tău zodiacal aparține constelație RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, sinceritate, patriotism, visare și loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fantezile. fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală. Nu-ți place să reinventezi roata? De obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzoală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, Ești neobosită, n -ați dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practiciate, lipsa calităților de conducere. Directă din copilărie ai știut să te bucuri de viață și să infectezi pe ceilalți cu farmecul tău, ești visătoare, dar aceste lucruri nu te împiedică să te dezvolți în carieră și afaceri, practicitatea ta rudimentară se desfășoară foarte armonios cu o viziune iluzorie asupra lumii, independența financiară pentru tine pare fi o calitate naturală care ți-a fost dată de univers, poți fi devotată dogmatic religiei, Vezi valoarea chiar și în cele mai mici lucruri și nu cauți beneficii pentru tine însă. Îți aerul, respirația, zborul, cântatul, dansul sunt temele dominante din viața ta. Poți fi surprinzător de zgomotoasă și plină de viață, spumantă la distracție. Uneori ești acuzată pe nedreptă de o abordare superficială a vieții. Și acest lucru se datorează în principal faptului că tu însăți nu-ți faci publice principiile morale. Tu prezinți adesea un comportament copilăresc. Ești la fel de spontană, fermecătoare și deschisă ca și copii. Cu toate acestea, aceste lucruri nu te împiedică să câștigi cu succes bani dar și să-i cheltui și, în general, să înflorești în afaceri. Cu toate acestea, în cazul în care mergi departe în această direcție, ești în pericol de a deveni cinică. Cu toate eforturile depuse pentru succes, ești un partener bun și însoțitor care preferă să împartă cu generozitate fructele muncii sale cu alții, nu numai să ai grijă de binele tău. Ideea că tu poți face cu adevărat pe alții fericiți îți aduce cea mai mare satisfacție. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești dominantă, moale, emoțională. În dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul. Tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine de ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli. Cum afectează data de 29 iunie soarta ta? La data nașterii tale planetele activează toate cele mai bune calități ale personalității tale. Tu simți propria ta valoare și urmărești atingerea celor mai înalte scopuri, rămânând în același timp bună și atrăgătoare, ai o calitate unică de a atrage atenție celorlalți, trebuie fără îndoială să ai un vis aproape imposibil, a cărui realizare va cheltui o mulțime de timp liber, resurse vital și financiare, cu toate acestea, componenta financiară te va însoțim totdeauna pe calea către acel vis. Atitudinea responsabilă și atentă la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău uneori pare a fi doar noroc din afară și se pare că toate beneficiile vin în mâinile tale. Norocul te însoțește în viață. Ești înzestrată cu abilități neobișnuite și inclinații creative care garantează succesul tău în domeniul artei. Gândirea analitică, la rândul său, te ajută să înveți abilitățile literare și să-ți dezvolți abilitățile jurnalistice tot ceea ce faci, pe lângă satisfacerea intereselor morale, îți aduce bogății materiale. Reacționez foarte sensibil și chiar dureros la opinia altcuiva și la evaluarea comportamentului acestora. Orice critică la adresa ta o percepi ca o modalitate de a-ți submina demnitatea și de a subestima stima de sine. Reacția la aceasta, de regulă, este o izbucnire de furie și indignare. Urmărirea constantă a obiectivelor globale este hrănită cu idei pentru a îmbunătăți lumea. Aspirațiile tale idealiste nu sunt în noi, îți folosești toată energia și vitalitatea pentru a-ți promova ideile. Modul liniștit de viață nu este pur și simplu pentru tine, totul în jur trebuie rezolvat cu viteza fulgerului, iar viața ta ar trebui trăită cu o cheie în mână. Este foarte dificil pentru ceilalți să înțeleagă ce este cu adevărat în spatele figurii tale, ești obișnuită să-ți păstrezi toate viziunile și visele în spatele vălului de secret, prin ascunderea adevăratului motiv serios, apari în fața societății ca persoană infantilă, creând impresia că toate beneficiile civilizației îți plutesc în mâini, dragoste și compatibilitate. Ești mult mai fericită a trei cu un partener decât de a fi singură. Ai o inimă caldă, iubitoare, receptivă și, de asemenea, destul de sentimentală, astfel încât dragostea joacă un rol foarte important în viața ta. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și pești. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră ar fi foarte bine dacă un patron al artelor se naște lângă tine. Tu ai nevoie de protecție financiară ca de aer, deoarece, atunci când mergi în călătorile tale, tu nu crezi și nu știi deloc de unde provin banii pe. Ești plăcută în companie, inofensivă într-o dispută. Ca actor și scriitor sau jurnalist, te poți dovedi a fi grozavă. Rutina și monotonia îți ucid emoționalitatea și senzualitatea, nu ești interesată de bani, ci cauți doar senzații, de preferință care nu au fost experimentate înainte. Ai suficientă imaginație pentru a realiza visele tale în viață. Poți avea succes în activități științifice sau în domeniul teatral, sănătate și boli. Ești interesată de întreaga gamă de plăceri, astfel încât viața ta este de obicei echilibrată. Cu toate acestea, ai imaginația și susceptibilitatea prea dezvoltate, astfel încât poți împrumuta de la alții nu numai dificultăți psihologice, ci și boli fizice. Această tendință este caracteristică în special dacă ești implicat în relații dependente și destructive cu alții, iar în acest caz sfatul corect îți va oferi un ajutor indispensabil. În caz contrar, sănătatea ta poate fi pusă în pericol. Dacă nu ai suficientă voință pentru a renunța la o petrecere zgomotoasă sau, de exemplu, la dependența de fumat, consecințele pot fi din cele mai grave pe termen lung. Ca exerciții, ți se recomandă tot ce are legătura cu controlul respirației, cântatul, yoga, înotul, dansul, aerobicul, destinul și norocul, Universul a decis să fii bună și curajoasă, ambițioasă, decisivă, încrezătoare. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele întăresc acele calități ale caracterului care sunt specifice ție. Tu iubești să fii lăudată, flatată, uneori intri în situații neplăcute din cauza magiei tale și naivității. Ești înzestrată cu farmec natural. Vor exista conflicte frecvente în viața de familie? Deoarece nu-ți plac criticile și ești sensibilă la orice comentarii, în sectorul financiar, succesul și prosperitatea sunt de partea ta. Sfaturi pentru tine, trebuie să acorzi atenție sănătății. Nu vor exista cataclisme dacă te odihnești după o altă călătorie aventuroasă. Nu te lega atât de mult de speranțele celorlalți. Încearcă să te evidențiezi. Ai încredere în calitatea ta de a fi autonomă. Oamenii foarte serioși se simt inhibați în preajma ta. Fii mai receptivă la problemele acestora. Criticile altora ar trebui să reprezinte punctul de plecare pentru dezvoltare. Nu te concentra asupra corectitudinii fără limita ideilor tale. Toată lumea poate greși, nici tu nu ești o excepție. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce-ți oferă darul și ea amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate este ceva moale și cald, în ansamblu vei fi fericită pentru tot ce este tangibil, apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul, împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite. Tablăuri, rame, antichități, cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefant de porțelan. Haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine, culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie, albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat, lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scum franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să îl evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.